Bună ziua tuturor! Interesant la noi! Nu pot să mă angajez nicăieri, chiar caut de lucru, am să angajez undeva și nu mă acceptă. Cred, doamna notar, fostă notar, caută lucru, orice lucru. Sunt persoană fizică, simplă, de ce eu nu vreau să vă dau nicio informație? Deja v-am dat de înțeles că nu vreau să comentez absolut nimic. De ce vă băgați în suflet? Nu vă prea agitați. Nu vă faceți planuri prea mari sau poate deloc. Când ai ceva de spus, stai pe loc. Asta fără supărare față de restul care mai sunt plecați. Dacă omul era bun din start, nici soarea nu strică pe nimeni. Dar la închisoare nu a ajuns nimeni. 4 ani s-au împlinit de când coordonatorul Vladimir Plahotniuc a plecat din Republica Moldova, fiind urmat și de unii dintre acoliții săi. Deși pe numele lor au fost pornite numeroase dosare penale, acestea nu au deocamdată o finalitate. Nici Plahotniuc, nici alte persoane apropiate lui nu au ajuns să fie condamnate sau să ispășească vreo pedeapsă cu închisoarea. Pentru a documenta acest material, ziarul de gardă a solicitat de la Procuratura Anticorupție date privind dosarele acestor persoane, statutul lor și etapa la care se află. Dar instituția nu ni le-a oferit, argumentând că Procuratura a oferit deja în repetate rânduri informații cu privire la cauzele penale în privința acestor subiecți. Ulterior, la insistența ziarului de gardă, Procuratura Anticorupție ne-a expediat informații doar în privința dosarelor pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Totodată, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale ne-a oferit date privind dosarele pe care le gestionează. Nu vă prea agitați. Nu vă faceți planuri prea mari sau poate deloc, pentru că nu vă lăsă de capul vostru. O să am eu grijă voastră. Vladimir Plahotniuc ține acest discurs pe 31 mai 2019. Pe 8 iunie, PSRM și Blocul Acum au votat propriul guvern, iar a doua zi, Partidul Democrat a organizat un protest cu curcani aruncați peste gardul președinției. În seara de 14 iunie, PDM s-a retras de la guvernare și Plahotniuc a fugit din Republica Moldova, inițial în Statele Unite, de unde a plecat ulterior, iar în prezent autoritățile susțin că nu cunosc locul aflării lui. Acum mingea este în terenul altor parteneri din țările care sunt parte din rețeaua Interpol. Toate solicitările au fost transmise, reconfirm. La moment, deci Interpol nu a acceptat solicitarea noastră să fie anunțat această persoană în căutare. Acesta e răspunsul oficial din partea Interpolului. Vladimir Plahotniuc figurează în total în 6 dosare penale, dar niciunul nu a ajuns în instanța de judecată până acum. Primul care ar putea fi prezentat în fața judecătorilor este dosarul în care Plahotniuc este învinuit de implicare în frauda bancară. Potrivit procurorilor, din 2013 până în 2015, Ilan Șori ar fi transferat lui Plahotniuc peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Bani luați în credit de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală în august 2022. Dar pentru că nu se cunoaște locul aflării lui Plahotniuc, este necesară o decizie de judecată prin care să fie permisă finalizarea urmăririi penale în lipsa inculpatului. Legea a fost modificată în iulie 2022, astfel încât să se permită acest lucru. În august 2022, procuratura s-a adresat primei instanțe, obținând câștig de cauză. După ce a fost contestată, decizia a fost menținută în mai 2023 și de către Curtea de Apel Chișinău. Astfel, cauza penală urmează a fi expediată în instanța de judecată. În opinia procuraturii, sunt suficienti probe care permit condamnarea acestuia, însă urmează a fi apreciate și examinate în instanța de judecată. Potrivit procuraturii, pe bunurile lui Plahotniuc din Republica Moldova și de peste hotare au fost aplicate sechestre în valoare totală de aproximativ 2,3 miliarde de lei. Mai exact, au fost sechestrate
75 de construcții și încăperi locative și nelocative, 45 de terenuri pentru construcții, 15 mijloace de transport, 9 cote în capital social, mijloace bănești din 4 conturi bancare și 3 creanțe, potrivit datelor procuraturii. Într-un episod din frauda bancară, care se află încă la faza de urmărire penală, Plahotniuc ar fi primit de la Șor alte 21 de milioane de dolari. Plahotniuc mai este vizat și în dosarul Culoc. Este investigat pentru îmbogățire ilicită. Este vizat în dosarul Metal Feros, în dosarul privind procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte și într-un dosar privind falsificarea actelor de identitate și pașapoartelor. Toate se află la faza de urmărire penală. I-am adresat câteva întrebări lui Vladimir Plahotniuc prin intermediul avocatului său, Lucian Rogac, dar nu am primit răspunsuri. Un personaj important din anturajul lui Vladimir Plahotniuc, care la fel a plecat din țară, este Serghei Iaralov. Acesta este cunoscut ca fiind arhitectul furtului miliardului. Deși investigațiile de presă, precum și raportul Comisiei Parlamentare de Anchetă privind frauda bancară, au arătat implicarea lui Iaralov în furtul miliardului, autoritățile nu au anunțat dacă acesta este vizat sau nu în vreun dosar legat de frauda bancară. În prezent, Iaralov are statut de învinuit în dosarul Culoc, alături de Plahotniuc. Potrivit unor informații neconfirmate oficial, acesta s-ar afla în Statele Unite. În 2019 am emigrat cu familia mea în Marea Britanie, unde locuiesc până în timpul de față și muncesc la o firmă privată. Cu 3 săptămâni în urmă am aflat din presa din Republica Moldova că sunt căutat și cercetat penal, căutat, dat în Interpol de organele de drept din Republica Moldova, care nu este corect și tare m-a uimit acest caz. Constantin Botnar, și el unul dintre oamenii apropiați lui Plahotniuc, cunoscut ca mâna dreaptă acestuia și având porecla Borsetka, se află și în prezent în Marea Britanie. În 2021, el a fost învinuit că la indicația lui Vladimir Plahotniuc și-a folosit autoritatea conferită prin poziția sa socială din acel moment ca să obțină buletine de identitate și pașapoarte de călătorie cu încălcarea prevederilor legale pentru persoane din anturajul lui Vladimir Plahotniuc. Dosarul se află la faza de urmărire penală la PCCOX. A fost numită o comisie rogătoare, i s-au acordat un set de întrebări, noi am răspuns la aceste întrebări, sincer, le-am expediat și așteptăm deja autoritățile Republica Moldova să le primească și vedem dacă mai au alte careva întrebări. Noi vrem să mai facem careva declarații. Deja este poziția noastră de apărare și urmează să mai discutăm cu domnul Bot. Potrivit avocatei, Constantin Botnar consideră acest dosar ca fiind o răfuială politică fără sens, întrucât fostul deputat nu intenționează să revină în politica moldovenească. Ea a mai precizat că Botnar a mai revenit în Republica Moldova pentru a-și revedea rudele în perioada 2019-2020 și că are în continuare pașaportul valabil. De ce durează atât de mult? Adică, din câte am văzut, s-a inițiat încă la sfârșitul anului 2021. Da, noi avem comisii rugătorii și așteptăm răspunsurile. Comisiile rugătorii de obicei în alte state durează. Ziarul de Gardă a dezvăluit anterior că o companie din Londra, afiliată familiei lui Constantin Botnar, recrutează personal pentru deschiderea unui local într-un cartier select din capitala Angliei. Firma a fost înregistrată în noiembrie 2019, la scurt timp după ce Constantin Botnar a plecat cu toată familia, fără restricții, din Republica Moldova. Constantin Botnar a mai fost acuzat public de faptul că ar fi fost implicat sau că a gestionat multe dintre schemele ilegale în care a fost implicat Vladimir Plahotniuc, el fiind considerat mesagerul lui Plahotniuc, inclusiv în procesul de corupere a mai multor deputați și aleși locali în perioada 2011-2019. Bună ziua tuturor! Interesant la noi. Mai în sport. Fiecare, 1 iunie, cu summitul lui.
Care la bulboacă? Care la grătiești? Finul de cununie a lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, învinuit într-un dosar penal pe 5 capete de acuzare pentru faptul că ar fi fost angajat fictiv în fosta direcție a 5-a a Inspectoratului Național de Investigații din cadrul Inspectoratului General al Poliției, în calitate de agent sub acoperire, este foarte activ pe rețelele sociale. Cu tricolorul pe fotografia de copertă, pagina lui Dorin Damir abundă de postări, fotografii și înregistrări video recente. Zeci de filmulețe din sala de sport, din grădina sa, de la casa, din Grătiești, de la antrenamentele pe un poligon, nu trădează vreo îngrijorare în legătură cu dosarul penal în care este vizat. Dimpotrivă, Damir primește bucuros oaspeți din Japonia și le arată casa și grădina sa din Grătiești. Și el, la rândul lui, a călătorit în Japonia și în România, cu permisiunea instanței de judecată. Dorin Damir a fost reținut în iulie 2021 și a stat în arest preventiv timp de aproximativ 7 luni. Dosarul lui, în care mai sunt învinuiți Alexandru Pânzar și Valeriu Cojocaru, este examinat în instanță din septembrie 2021. Nu mă ascund, sunt pe loc, tot e bine. Cetișor, merge, judecați. E adevărat că ați fost infiltrat ca să-l, nu știu, spionați pe domnul Plahotniuc? Nu pot vorbi. Să-l supravegheați? Știți cum, nu pot vorbi, cât cândva voi vorbi mult pe cazul acesta, dar acum nu pot vorbi deoarece am fost și așa am fost învinuit că am divulgat secrete de stat, ceea ce n-a fost. Aveți un mesaj pentru nașul dumneavoastră, domnul Plahotniuc? Nu am mesaje pentru dumnealui. El e om în firea lui și fiecare își clarifică. Noi nu am discutat de 4 ani niciodată. Cred că numai după plecare. Eu am mai spus-o de 2 ori pe telefon, scurt, și sau terminat atunci cu vorbirile și relațiile, eu nu văd sens. Când ai ceva de spus, stai pe loc. Asta fără supărare față de restul care mai sunt plecați. Cunoașteți unde se află dumnealui? Toată lumea îl caută, nu-l găsește. Cunoașteți dumneavoastră că e acolo, că e dincolo, tot acolo, aceeași și eu. Mai mult nu cunosc nimic. Nu cunosc nimic, nu vă spun, nu comunic. Aș ști și chiar să fii comunicat, cred că n-avea să-mi spui unii. Asta e situația. Fiecare acolo. Din câte am înțeles, dumneavoastră ați fi fost cel care l-a angajat pe domnul Damir ca să-l țină sub observație, așa, să-l spioneze pe domnul Plahotniuc. E adevărat? Cu părere de rău, eu nu pot să expun acum motivul de ce a fost angajat Damir, pentru că am semnat o recipisă de nedivulgare despre datele din procesul penal. Pe un alt dosar în care fusese învinuit de șantaj și de încercarea de a prelua prin atac Raider compania imobiliară ProImobil, Dorin Damir a fost achitat de prima instanță în decembrie 2022, deoarece faptele nu ar fi întrunit elementele infracțiunii. Acum dosarul se află la Curtea de Apel Chișinău. Anterior, președinta Maia Sandu l-acuzase pe Dorin Damir că ar fi influențat și controlat pe unii judecători. Nu ați mai fost acuzat că ați influențat judecători, că i-ați fi controlat. Vi s-a deschis vreun dosar penal pe asta vreodată? Dar sau? A fost vreo mărturie vreodată? A fost vreun caz? A fost vreo probă vreodată? Cum aș și eu pe dumneavoastră, cum v-aș învinui acum? Că dumneavoastră ați influențat. Ca cu fata Popii. Bancul și-al vechi, moldovenesc. Cam știu. Vorbesc mult, eu înțeleg. Dar vorbi despre toți vorbesc. Însă și președinta Maia Sandu spunea despre faptul. Președinta Maia Sandu spunea, deoarece pe dine eu informează cineva. Comunicați cu vreun judecător așa informal în afara... Niciodată nu comunic în primul rând că... Nici să vreau chiar, n-aș putea acum comunica, să nu mă învinuiască, să nu-i facă probleme persoane careva. Nu m-am implicat și nici nu vreau să mă implic. Conform legii tot se întâmplă. Dacă eu sunt vinovat, înseamnă că voi fi pedepsit la nivelul care sunt. Dacă nu sunt vinovat, tot se meargă. Bună ziua, domnule Andrăcan. Cer scuze, de la ziarul de gardă. Vreți să ne spuneți câteva declarații legate de cum decurge procesul? Domnul avocat, dumneavoastră? Cer scuze, ședință. La ziarul de gardă suntem. Vreți să ne puneți niște comentarii legate de dosarul în care sunteți vizat? Domnul Andrunache, considerați că e corect să se examineze în ședință închisă?
putea să ne spuneți cum răspundeți la vinuire? Sigur că nu. Deja v-am dat de înțeles că nu vreau să comentez absolut nimic. De ce vă băgați în suflet? Ce manieră aveți să vă băgați în suflet? Căutați-vă de treabă, vă rog mult. Dacă vrem să... Dar mai comunicați cu domnul Plahotniuc în timpul ăsta? Nu comunic cu nimeni absolut. Nu am dreptul să comunic cu nimeni în afară de avocat. La revedere. Vladimir Andronachi, fost deputat PDM, este judecat, la fel ca și Plahotniuc, în dosarul privind frauda bancară. Lui se incriminează prejudicii de 26 de milioane de lei, fiindu-i aplicate și sechestre pe bunuri imobile, cote părți în capitalul social al unor companii și mijloace bănești în valoare egală cu suma prejudiciului. Cauza lui a fost expediată în judecat în martie 2023, iar la scurt timp, la 19 mai, judecătorul Gheorghe Balan de la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus examinarea cauzei penale în ședință închisă, la cererea părții apărării, deoarece eventuale reportaje sau emisiuni legate de prezentul proces judiciar riscă să-i afecteze emoțional familia inculpatului și pentru că unele probe ar constitui secrete bancare și de stat. Procuratura anticorupție va solicita Consiliul Superior al Magistraturii intervenția legală pentru inițierea unei proceduri disciplinare împotriva judecătorului care a luat această decizie ce contravine codul de procedură penală, Constituția și Convenția Europeană. Domnule judecător, dar puteți să ne spuneți, iată, de ce a decis să fie ședința închisă? Acceptați, vă rog, în coridor, noi să mai știu că o poveste. Acceptați, în coridor. La ședința din 16 iunie, judecătorul Gheorghe Bălan a decis menținerea lui Andronachi în arest la domiciliu pe un termen de 30 de zile, până la 18 iulie 2023. Andronachi stă în arest la domiciliu într-un apartament cu suprafața de 218 metri pătrați pe care l-a cumpărat în 2015 de la părinții săi, care îl dețineau din 2008. Și Andronachi are experiență de fugar. El a plecat din Republica Moldova în iulie 2021, cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare, în urma cărora PAS a câștigat majoritatea în Parlament. La 2 noiembrie 2022, Vladimir Andronachi a fost reținut în punctul de trecere a frontierei Criva Mămăliga, intrând în Republica Moldova din Ucraina. A stat în arest preventiv aproximativ jumătate de an, iar la 19 aprilie 2023 a fost eliberat din penitenciarul numărul 13 și plasat în arest la domiciliu. Vladimir Andronachi mai este învinuit și de faptul că a exercitat rolul de conducător în tentativa de deposedare a Republicii Moldova de clădirea consulatului din Odessa și în schemele de la Metal Feroz. În acest dosar a fost aplicat sechestru pe Hotelul Național, al cărui beneficiar efectiv este Andronachi, potrivit PC Cox. Autoritatea Națională pentru Integritate a emis o decizie în luna martie, pe care ați văzut-o probabil, că tot voi ați publicat-o în presă, pe care noi am atacat-o, că suntem categoric împotriva unor constatări, mai ales că am găsit și constatări inclusiv la nivel de greșeli de matematică, la 2 plus 2. Fostul președinte al Parlamentului, Adrian Candu, un alt fin al lui Vladimir Plahotniuc, este vizat într-un dosar penal de îmbogățire ilicită, inițiat în iulie 2022. Potrivit CNA, temei pentru inițierea procesului penal a servit sesizarea Autorității Naționale de Integritate. Potrivit datelor urmăririi penale, în perioada ianuarie 2015-iulie 2016, Adrian Candu ar fi obținut o cotă parte dintr-o companie și ar fi intrat în posesia unor mijloace financiare nejustificate, în sumă de aproape 800.000 de lei. De asemenea, în perioada august 2016-martie 2020, fostul președinte al Parlamentului și-ar fi majorat averea cu mijloace financiare și bunuri imobile, utilizând în acest sens bani din surse nejustificate, în sumă de aproximativ 4,5 milioane de lei. Dosarul se află încă la faza de urmărire penală. Candu a achiziționat un apartament în valoare de 4,7 milioane de lei de la nașul său Vladimir Plahotniuc, numai cu câteva zile înainte ca acesta să plece din Republica Moldova. Eu am achiziționat apartamentul în care locuiesc deja 7-8 ani de zile. Dacă o să observați în toate declarațiile mele, făcute pe parcursul ultimelor 6-7 ani de zile, este apartamentul în care locuiesc cu familia. Până nu de mult am stat în comodat
Și după ce am reușit să acumulez și suma necesară pentru achiziție, am făcut această cumpărare a acestui apartament în care stau de 7 ani. Suma pe care i-ați dat-o domnului Plahotniuc, de la dumnealui ați cumpărat. Da, da, cu 4 milioane de lei. Noi am vrea să-i adresăm câteva întrebări domnului Candu. Nu știu, l-am sunat pe dumnealui, dar numărul e închis. Poate are alt număr sau, nu știu, ne puteți ajuta dumneavoastră să-l contactăm? Puteți să mă le expediați prin e-mail și eu încerc să-i transmit și deja dumneavoastră decide dacă o să vă răspund sau nu o să vă răspund. I-am expediat câteva întrebări, dar nu am primit niciun răspuns. Nu pot să mă angajez nicăieri, chiar caut de lucru, am să angajez undeva și nu mă acceptă. Cred, doamnă notar, fostă notar, caută lucru, orice lucru. Mulțumesc! Olga Bondarciuc, supranumită notara lui Plahotniuc, este acuzată de fals în acte publice pentru că ar fi autentificat mai multe acte ce vizează afacerile fugarilor Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și Vyacheslav Platon. Totodată, ea are statut de învinuită și în dosarul fraudei bancare pentru declarații mincinoase în calitatea sa de martoră în cadrul unui proces penal. Da, este deci acuzare de falsificare unor acte notariale, dar nu este adevărat, absolut, și noi confirmăm și dovedim faptul că ele sunt făcute absolut legal și după procedura și sunt legale. Asta. Cunoașteți unde este clientul dumneavoastră, domnul Plahotniuc? Clientul meu, domnul Plahotniuc? Nu cunosc, dar am citit undeva prin internet că undeva la Cipru, da? Din nord, așa scrie presa, numai din presa află informațiile și noutățile. Nu comunicați. Cui? Eu nu mă comunic cu dânsul și, deci, este o întrebare uimitoare. Cum așa? Domnul Plahotniuc a părăsit țara mult ani înainte și... Dar și dumneavoastră ați părăsit țara la un moment dat, nu? Și ați fost ulterior adus. Erau circumstanțe, deci, personale și... cauza pandemiei și biroul intral erau închise, deci nu era volumul de lucru și erau deci, circumstanțe de familie cu copil am plecat, că el trebuie să facă studiile. În septembrie 2021, Olga Bondarciuc a fost reținută în Belgia, unde ceruse azil politic. Iar după câteva luni de închisoare la Bruxelles, la 14 iulie 2022 a fost extradată în Republica Moldova. A stat în arest preventiv și în Republica Moldova, iar acum se află sub control judiciar. Am suferit, nu mă jelui. Închisoarea este un loc unde oameni buni au cu ce să trăiască, cum să trăiască. Știți, nu loc face pe om, dar omul face pe loc. Asta era... Da, două secunde. Asta era un divizul meu acolo și am supraviețuit și am ieșit de acolo încă mai puternică și curată și cu gândurile mai puternice. Vă spun sincer. Dacă e omul rău și criminal, el închisoare, deci devine mai rău. Dar dacă e omul era bun din start, închisoarea nu strică pe nimeni. Vreme trece, vreme vine. Ați furat țara asta în lucrul ăla. Copiii mei au fugit din țară. Că nu au lucrat la stat. Dar copiii mei ce au fugit din țară? Copiii mă întrețin. Vasile Botnar, fost director al Serviciului de Informații și Securitate, fost deputat și ministru, este învinuit de îmbogățire ilicită. În același dosar figurează cu statut de complice și soacra sa, Eufrosinia Cucoară. Sunt prezenți la ședința de judecată. Procurorul Elina Cătan. Avocații. Vasile Nicoară. Ion Dibu. Și inculpații. Și? Eufrosinia Cucoară. Dosarul a fost expediat în instanța de judecată la 30 septembrie 2022. Potrivit procurorilor, ex-directorul SIS este bănuit că în perioada 2014-2019 ar fi procurat case, apartamente și automobile pe care le-a înregistrat pe numele soacrei sale pensionare și al fiicei, care nu avea venituri în acea perioadă. Valoarea totală a bunurilor este de peste 28,5 milioane de lei, potrivit procurorilor. Acestea au fost puse sub sechestru. Și unii crimici, crimii familie, bunuri de familie. Veniturile mele și a familiei în general a permis ca să fie cumpărați. Noi sunt demonstrat și sunt probe.
faptul că procuratura nu vrea să iei în considerație aceste probe, asta e altă problemă, dar în judecat noi acum demonstrăm că nu este așa cum spune ei. Eu tot timpul declarațiile mele care le puneam când eram din interpublic, era indicat că bunurile sunt pe soacră mea și eu locuiesc acolo. De fapt, Botnar nu a declarat toate bunurile imobile pe care le deține, precum sunt casa de lux din Chișinău și alte imobile, case și apartamente, după cum a dezvăluit anterior ziarul de gardă. Cu nimic. Nimic? Aveți nicio activitate? O am, dar e privat. Nu e public. Înțeleg, da. Despre ce vă rog? Vreau să nu vreți. Se trebuie să afacere sau ce? Sunt persoană fizică, simplă. De ce nu vreau să vă dau nicio informație? După ședință, Vasile Botnar a luat-o la pas pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, evitând să urce într-un automobil care îl aștepta parcat mai departe de sediul judecătoriei. Fostul director SIS, Vasile Botnar, a fost condamnat la închisoare cu suspendare în dosarul privind expulzarea ilegală a 7 profesori turci care locuiau în Republica Moldova, el fiind obligat să achite și o amendă de 88.000 de lei. De asemenea, Botnar a achitat compensații statului în valoare de 125.000 de euro după ce Republica Moldova a fost condamnată la CEDO pe acest caz. Alte 348.000 de lei le-a achitat către SIS pentru zborul charter cu care profesorii au fost expulzați în Turcia. În cadrul urmării penale au fost administrate probe concludente ce indică asupra bănuielii rezonabile că deputatul Vladimir Cebotari în perioada anului 2013, prin folosirea situației de serviciu cu depășirea atribuțiilor de serviciu, în interesul unui grup criminal organizat, a contribuit direct la preluarea controlului asupra întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău. Vladimir Cebotari a fost scos de sub urmărire penală în dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău la 1 iulie 2021, când Procuratura Generală era condusă deja de Alexandru Stoianoglu. Autoritatea Națională de Integritate derulează în prezent un control al averii lui Vladimir Cebotari, inițiat încă în martie 2022. Potrivit verificării prealabile, Cebotari nu ar fi declarat dividende obținute de soția sa de la o companie în valoare de 5,4 milioane de lei și nici câteva imobile achiziționate și apoi vândute cu 1,6 milioane de euro. Soția lui Vladimir Cebotari este cofondatoarea companiei aeriene FlyOne, înregistrată în septembrie 2015, la 3 luni după ce acesta devenise ministru al justiției. Vladimir Cebotari este președinte al Consiliului de Administrație al companiei FlyOne, iar director este fostul șef al Autorității Aeronautice Civile, Mircea Maleca. Compania are 2 filiale internaționale, în România și în Armenia, unde a deschis și o companie turistică. În ultima perioadă, FlyOne a amânat sau anulat mai multe zboruri de pe aeroportul din Chișinău.